Sunt sigur că ai auzit de algoritmul YouTube sau de algoritmul de căutare a celor de la Google. Ce sunt totuși acești algoritmi? Hai să descoperim împreună în minutele următoare. Așadar, un algoritm nu este nimic altceva decât un set de pași care, dacă sunt aplicați într-o anumită ordine, ne ajută să ajungem la rezultatul dorit. Rezultatul dorit, bineînțeles că depinde de noi. Noi suntem cei care trebuie să rezolve o anumită problemă, așa că noi suntem de obicei și cei care setează rezultatul pe care și-l doresc. Dacă vă amintiți exemplul cu pâinea prăjită și etapele pe care trebuia să le parcurgem pentru a prăji câteva felii de pâine, acela este un algoritm. Bineînțeles, niciun algoritm nu ar avea sens fără date. Așadar, scopul principal al unui algoritm este să proceseze datele de intrare pe care le primește și să ne dea ca rezultat datele de ieșire pe care ne le dorim. Hai să luăm un exemplu din viața de zi cu zi. Vechea carte de telefon, pagina aurii, cum se chema la noi în România pentru o perioadă lungă de timp. Să spunem că vrem să căutăm Ion Popescu în cartea de telefon. Ca să putem face asta, trebuie să dezvoltăm un algoritm. Bineînțeles, primul algoritm care ne vine în minte ar fi să căutăm pagină cu pagină până când găsim Ion Popescu. În acel moment ne oprim. Această abordare, din păcate, nu este optimă. Pentru a ajunge la rezultatul dorit, trebuie să parcurgem foarte mulți pași, deoarece cărțile de telefon sunt foarte groase, au foarte multe pagini. Ați putea spune în regulă, luăm o altă abordare. De exemplu, dăm câte două pagini deodată și dacă ajungem la litera I din numele lui Ion Popescu, atunci ne întoarcem. Înseamnă că am depășit pagina unde era numărul de telefon al lui Ion Popescu și la fel dăm câte două pagini până când ajungem la pagina pe care ne-o dorim. Este această versiune optimă? Da, este mai bună decât precedenta, vom avea de două ori viteza celuilalt algoritm, dar din păcate totuși nu este optimă. Avem nevoie de prea mulți pași pentru a parcurge toate paginile cărții de telefon, având în vedere că aceste cărți de telefon au foarte multe pagini. Așadar, ce putem face? Am putea aplica, de exemplu, algoritmul pe care îl folosesc majoritatea oamenilor atunci când vor să caute un număr din cartea de telefon. Deschid cartea de telefon undeva la mijloc. Dacă litera la care se deschis cartea este în ordine alfabetică după litera I din Ion Popescu, atunci se vor focusa pe partea stângă a cărții de telefon. Dacă, pe de altă parte, litera de căutat este, din punct de vedere alfabetic, după I din Ion Popescu, se vor focusa pe partea dreaptă a cărții de telefon. Reluând acest algoritm din nou și din nou pentru fiecare parte stângă sau dreaptă, sau am putea spune chiar jumătate stângă și jumătate dreaptă, până când ajungem la litera dorită, putem căuta foarte rapid un nume, respectiv numărul său de telefon, în această carte de telefon. Vedeți cum algoritmul își înjumătățește de fiecare dată numărul de pași de care are nevoie pentru a găsi numele dorit. Prima dată avem toate paginile, apoi deschidem cartea la jumătate, avem doar jumătate din acele pagini, apoi mai deschidem prima jumătate, iarăși la jumătate avem de căutat ori în stânga, ori în dreapta, deci jumătatea jumătății și tot așa până când ajungem la două pagini și când deschidem acele două pagini, fie pe pagina stângă, fie pe pagina dreaptă, găsim numărul de telefon al lui Ion Popescu. Ok, avem așadar trei versiuni ale algoritmului. O versiune în care căutăm pagină cu pagină, o versiune în care sărim câte două pagini, căutăm câte două pagini odată și o versiune în care deschidem cartea de telefon la jumătate și apoi la jumătatea jumătății și așa mai departe. Sper că lucrurile sunt mai clare acum. În videoclipul următor vom vedea cum putem măsura eficiența unui algoritm astfel încât să-l putem alege pe cel mai bun pentru o situație dată. Lasă un comentariu mai jos dacă ai întrebări, dă un like acestui video și nu uita să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja. Îți mulțumesc și ne vedem săptămâna viitoare!